Tragedie în urma unui groaznic accident rutier. Trei copii și părinților au murit pe loc după ce mașina familiei s-a ciocnit frontal cu un tir. Șoferul autotrenului susține că autoturismul ar fi ieșit din coloană, intrând pe contrasens. Conform Observator News, mașina familiei circula dinspre București spre Alexandria, când, din motive încă neștiute, a intrat în coliziune cu un tir care se deplasa din sens opus. Impactul a fost unul devastator. Toți cei aflați în autoturism, trei copii cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani și părinții lor, au murit pe loc. Între localitățile Văceni și Vitănești a avut loc un accident rutier grav. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri, care au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 40 de ani din orașul Zimnicea, județul Teleorman, în timp ce conducea un autoturism pe DN6 la kilometru 72 din direcția de deplasare municipiul București către Alexandria, ar fi intrat în coliziune frontală cu un autotren care se deplasa din sens opus. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto și a pasagerilor din autoturism, respectiv o femeie de 38 de ani și trei copii minori cu vârste cu prinse între 4 și 13 ani, toți din orașul Zimnicea, au transmis reprezentanții IPJ Teleorman. Șoferul autotrenului spune că mașina familiei ar fi ieșit din coloană și a intrat pe contrasens. Bărbatul susține că a încercat să evite tragedia, însă nu a putut face mai mult decât a făcut. Mergeam înspre București și la un moment dat ne-am intersectat cu o coloană. Nu știu ce s-a întâmplat, dar la sfârșitul coloanei, ultima mașină a trecut pe contrasens. N-am apucat să fac mare lucru. A ieșit din coloană, a trecut peste ax și s-a întâmplat nenorocirea. Venea dinspre București și mergea spre Alexandria. Am încercat să evit, dar am încercat tot ce s-a putut face. A fost scurt, a fost o fracțiune de secundă. Nu cred că a fost viteză mare, undeva 60-70 de kilometri pe oră. Am văzut cum îmi iese în față și într-o fracțiune de secundă, a declarat șoferul tirului pentru Observator. Polițiștii continuă cercetările în cauză pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia, relatează Digi24.